50, ne îndreptăm spre Poiana Fânului. Urcăm pe cerb. Mor, mor. Și uite acolo cât sunt. Ce? Ora 10 și un sfert, Poiana Coștilei. Ce frumos! Prima avalanșă după Valea Cerbului, uite. Căzută de aici, după vâlcelul ăsta. Mergem pe avalanșă, pe Valea Urzicii, aici. Alege, pe când ne mergi tu? El, cred că de vreo lună, așa. Poate tu. Iarăși curgere dinspre Morar. Curgeri dinspre Morar, ia uite-le toate. Acolo, și acolo e intrarea pe Brâna Mare a Morarului. Aia, ultima curgere pe care o vedem, aia mare. Aia e intrarea, nu aici. Mai în față. Și aici Valea Priponului. E fain rău de toate. Deci, super. Tovară Jacksana, vârful omul. Pe Valea Cerbului, fără echipament, tehnic. Împinge-l un pic, Ștefanie. Gata! Ieșirea spre Pripon, Valea Cerbului, multe avalanșe. Cred că ar fi cazul Adi să ne punem gherutele aici. Mie nu mi se pare încă. Eu mi le-aș spune că nu e rău. Rău n-are cum să fie, uite câtă puțină zăpadă pe Morar. Suntem la confluența cu Valea Priponului. Urcăm. În alitaș de alergare montană cu gheruțe. Este ora 12. Și ne simțim foarte bine. Am văzut că dinspre Morar cam totul e curs, dar asta nu ne asigură că nu mai e nimic de căzut. Deci tot mergem cu grijă, mă rog, să auzim așa. Dar e super frumos, deci chiar ne bucurăm și dacă dăm 3 viraje aici, asta este. Adică e frumos. După Ștefanie acolo. Adi e jos și a pus colțari. Executarea unei urcări în pantă deosebit de periculoasă. Fără nimic, fără bocanci tehnici, fără nimic. Ia uite Valea Cerbului. Frumos. Să vedem. Cu avalanșele astea de topire, că... O trecere un pic mai rapidă printr-o zonă un pic mai cu risc. Aici deja și-am făcut treaba. Și foarte frumos. Suntem pe la intrarea pe Brâna Mare a Morarului. Cam așa este, pare. Ia uite acolo, deci urmele pe... Deci am mers pe versantul stâng. Am ținut în continuu stânga. De la Valea Priponului. Deci continuu stânga. Foarte puțin pe vale am mers. Cred că am mers 20 de metri pe vale. Cam așa. 22. Da, frumos, frumos, frumos. Merge, zăpada e ok, dar nu stricau colțarii. Vedem mai sus cum e. Ce să vorbim, suntem aici într-o zi minunată,
Bucovinească, pe o vale minunată din masivul Bucegi. Ce să zic? Bucurați-vă de privelice și de viață. Mi-a plăcut de mine. Tot aștept o porțiune mai. Păi nu, să urcăm tot în sus, e mai bine. Înțeleg, da. Nu mai este. Pauză de mâncare, undeva pe Valea Cerbului, aproximativ 2000 de metri altitudine, deci mai aveam cam 500. Coniacul. 13.44. Numai bun. Hai, să dăm bici. La Adidas de trail. Vai de capul meu cât a gheață aici. Vai ce m-am speriat. Doamne. Deci e bognă. Bognă. Ei, uite așa mai fac și eu o vorbă. Am ajuns la traseu marcat. Și când ți-am zis că aia e bucata aia pe care o ocolim pe deasupra traseul de iarnă, uite, la asta mă refeream. Am înțeles. Nu, am înțeles, tu te refereai pe cerdac. Da, așa. Cerdacul, toată căldarea superioară. Uite acolo, aici a fost avalanșa, de acum câteva zile, prinsă pe videoclip. Avem nu foarte mult. Ia uite pe unde se schiază. Bam, 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 bam. Uite, mai sunt doi oameni care coboară acolo. Hai că zici să-și vând și iau de început. Cald. Da, frumos. Ne-am mai întâlnit cu două persoane. Două femei care au urcaseră la pe Morar. Nu și-au pus colțarii deloc. Și acum coborau pe cerb. Interesant. Pe Adi îl cam supără un pic gamba, dar văd că are voință și urcă. Și încercăm să urcăm ușor cu pași micuți la om și după ne dăm. Altă dată, că acum e prea devreme. Eu trebuie să și duc astea la pâltea calendarul. Am înțeles. Mai avem 100 de metri diferență de nivel până la omu. Frumos. Ne mișcăm încet, dar ne mișcăm. Asta e important. Avem încă puțin. Am ajuns la semnul ăsta cu bușteniu de pe Valea Cerbului. Încă 50 de metri, pozitiv. Hai. La Adidas ăștia frumoși de alergare, montană de vară. Cu gheruți. Gherute de gheață de oraș. Vârful Omu, 2507, ora 4:10. Da, deci, recalculare, Adi a coborât, nu îi sunt bune schiurile, n-am testat schiurile pentru clăpari. Și noi o să coborăm, el o să coboare pe lângă noi, dar o să ne sincronizăm destul de bine, fiindcă noi nu ne dăm atât de repede. Deci e ok. Hai, începem coborâre. Ne-am pus
ne punem de fapt schiurile și placa. Asta e omul. Frumos, frumos rău. Punem tămușurel așa, tot ce trebuie. La vârful omului am pus plăcile, ne punem mănușile, schiurile, ia să vedem ce avem aici. Ok, una bucată, două bucate. S-ați băgate, tot ce trebuie. Cu grijă, da? Hai că e ok pe asta așa. Ha, hai că ne dăm pe exact pe unde. Hai, cu grijă, da? Woo! Ce fain! Să chiar să ocolim. Stop aici.
păstrează cuiva de nivel așa. Da. Țeapă! Da, ăla face. Da, uite riderul de Valea Cerbului. Bravo! Bravo! Hai că te filmez! De tot! Rupe-i! Așa, așa! Dă-i! Mai repede ca avalanșa. Ia uite riderul. Riderul de Valea Cerbului, ușor. A vrut să facă. Să știi, eu ți-am spus că durează. Hai și pe firul ăla, că e frumos. Hai și pe fir, că e frumos. Sunt cineva! Ești pe YouTube! Pe YouTube, ridere, hai! Hai, 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 dă-i bice! Poți să mergi pe aici pe fir, că e frumos! Cum vrei? Mersi!
Mersi, mersi! Au, ce brusă era! Problemele de pe Valea Cerbului. Nu vă supărați, ce număr aveți? Că am și o fetiță, vreau să o învățați să schieze. Suntem la cota 2000. Ia uite, pe Valea Cerbului, uite, pe aici facem noi, mă, suntem monitor de schi pe aici. Cam asta a fost Valea Cerbului 2023. Așa, martie 2023. Frumușal. Ora 18:36, ne-am făcut bagajele. Până aici a fost, undeva la izvor. Și acum cobor. Bă, mi-a părut că nu a fost foarte periculoasă cura asta, gen. Aha, așa este. Coborâm pe Valea Cerbului. Să vedem, o să ajungem în Bușteni mai târziu, dar nu-i problema, că a fost frumos. Aici suntem cu echipa, echipa acolo, echipa, ce face echipa? Echipa cade. Ce se întâmplă?